următorul nostru speaker este Sebi. Sebi este project manager și product owner la Arms Transylvania. Și pe lângă certificările Scrum, e certificat și Kanban, Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner. Professional. Da, apropo de acest lucru cu Professional Scrum Master, ulterior, Ken Schwaber a reușit să înființeze în ultimii 2-3 ani și el o organizație pe lângă cea de la Scrum Alliance, Scrum Organization, în care și ei încearcă să realizeze anumite concursuri și examene legate de Agile și un special Scrum. Bună ziua din nou. Lucrez deocamdată și de un an și ceva la compania Arops. Această companie evoluează pe piața locală și internațională de cel puțin 13-14 ani și pe lângă outsourcing a reușit să promoveze și să dezvolte și produse proprii. De aici probabil și, să spunem, rolurile pe care le am în momentul de față, pe lângă cel de product owner, în care încercăm să aplicăm și noi aceste noi metodologii Agile, ar trebui să ne conformăm și cu clienți existenți care, să spunem, că încă nu s-au adaptat pieței și trebuie să, cumva, e greu să convingi tot timpul pe cineva să facă cum ai vrea tu sau cum ar trebui să fie mai bine. Fiind obișnuiți cu practici vechi, gen waterfall sau știu alte metodologii, trebuie să ne conformăm și să mergem mai departe, să onorăm anumite contracte și așa mai departe. Nu este ușor, dar trebuie să împărțim și să mulțumim pe toată lumea. Astăzi aș dori să discut și să prezint un model pe care, model de Agile Contracts, pentru că tot este la modă metodologiile de Agile. Este ușor să vorbim, este ușor să citim, foarte, foarte, foarte greu să urmărim Agile, în special Scrum. De ce este greu? Pentru că revenim din nou la relația cu clienții, este greu să-i convingi că există și alte posibilități sau alte abordări la un moment dat într-o relație de acest gen. Și aș vrea astăzi să prezint un model de abordare în realizarea unor colaborări cu clienții noi, în special pentru că cu cei vechi e destul de greu să modifici ceva existent și să te adaptezi la niște concepții, să spunem, mai învechite sau mult mai bine împământenite în anumite companii, să zicem, mai mici, de unde ar putea veni anumite request-uri din partea clienților. Așadar, o să vorbesc foarte puțin despre contractele tradiționale, care probabil toată lumea le cunoaște și în ultimii 15-20 de ani s-a încercat să se producă sub acele modele. Vom vorbi despre un nou model, Ranges and Changes, care am încercat să-l adoptăm și noi, în unele situații cu succes, în altele am întâlnit bariera impusă de anumiți clienți și a trebuit să rămânem la vechile modele de colaborare. Contractele tradiționale, după cum bine se cunosc, întotdeauna există cereri, există oferte, se dorește, în general, clienții să obțină cel mai bun produs la cel mai mic preț de pe piață. Ar fi cazul ideal, foarte greu de urmărit tot timpul acest lucru. Procesul este simplu, există acel request for proposal în care se încearcă și ei susțin cu ardoare că știu ce vor și au descris ceea ce,
ceea ce ar dori de la cei care prestează servicii în acest, în acest segment, însă de multe ori nu se poate, nu se poate porni sau nu se poate demara un proces în acest sens, pentru că este, clienții, în general, vin cu o viziune și cam atâta, în primă fază cel puțin. Mai târziu, noi încercăm sub o formă sau alta, implementând un model sau altul, să obținem mai multe informații și mai și să încercăm să formalizăm, ca să zic așa, anumite cerințe pentru a ne asigura mai târziu că putem avea o comunicare, să spunem, pozitivă. Problema mare care apare și în contractele tradiționale și în contractele de tip, să spunem, agile, este acel change request care întotdeauna apare din partea clientului. E foarte greu să... Există și domenii, într-adevăr, în care se știe totul de la început, probabil partea de embedded, de automotive, în care fiind work package-uri de o anumită dimensiune, în general redusă, undeva la sub un an de zile sau la câteva luni, în care, într-adevăr, se poate cunoaște de la început ceea ce se dorește și se poate vedea luminița de la capătul tunelului, ca să zic așa. Chiar din primele zile ale colaborării și ale inițierii procesului de dezvoltare, ca să spunem așa. Este nevoie de o mai bună documentare a change request-urilor. De ce? Pentru că la un moment dat, bineînțeles, există și reversul medaliei. În momentul în care reușești să faci un contract sau reușești să faci un commitment cu un client, în momentul în care apar aceste modificări și trebuie să implici și clientul în aceste modificări, relația cu clientul o să devină un pic mai, ca să zic așa, mai fragilă. Clientul începe să-și piardă probabil chiar și încrederea și cu toate acestea, noi ar trebui să oferim un plan foarte detaliat legat de change request pentru că toate riscurile sunt asumate de către cel care prestează serviciile până la urmă. Și nu se poate face acest lucru fără a nu încerca să zicem, handle-ui mult mai bine partea de change request în relația noastră cu clienții, cu cei care cer tot timpul funcționalități noi, datorită pieței, viteza cu care apar alte produse similare sau apar idei noi sau așa mai departe, se schimbă foarte, foarte rapid și trebuie cumva să încercăm să fim la zi, ca să zic așa, cu ceea ce se dorește pentru a obține cel puțin din partea clientului un return of investment maxim, ca să zic așa. Pe lângă constrângerea legată de change request-uri, rămâne în primă fază cea legată de timing. După cum bine știți, fiecare client dorește să știe de la bun început care sunt costurile, aici însemnând timpul și persoanele necesare pentru a face acea implementare, pentru a face implementarea funcționalităților cerute de către clienți. La începutul unui proiect există acel conul incertitudinii. Este foarte greu în primele faze, de când am reușit să intrăm în contact cu clienții, să putem să știm de la început tot. În sensul că, sau cel puțin, nu știu, să avem destule informații pentru a putea să facem un commitment până la urmă. Acum depinde foarte mult de tipul de client, depinde foarte mult de tipul de produs, depinde foarte mult și de ceea ce se cere până la urmă. Dacă reușim, sau având un client eventual mai vechi sau produse similare, am putea fi în poziția în care am putea cunoaște mult mai multe detalii și mult mai multe cunoștințe legate de ceea ce se dorește până la urmă de la un anumit tip de produs sau de servicii care doresc să fie implementate. Iar aici se poate observa că, de exemplu, în prima fază, chiar la început, când primim acel request for proposal, de exemplu, există o incertitudine foarte mare. Există posibilitatea ca, în primă fază, dacă reușim să obținem o
un rough estimation, presupunem de două luni de zile, în final putem ajunge să facem un delivery de la o lună jumate până la 12 luni, cu informațiile inițiale pe care le avem. De aceea am încercat să, nu neapărat o idee proprie, dar și alte persoane mult mai importante și mai experimentate, am încercat să introduc anumite modele de abordare agile în aceste relații cu, în aceste relații cu clienții și să încerce să rezolve aceste, să zicem, probleme care pot apărea. O primă, un overview asupra modelului ar fi legat de faptul că, bineînțeles, și acest model conține toate etapele care le conține și un contract tradițional. Legat de acele faze inițiale a proiectului, un anumit design și spre final o implementare și o parte de testare. Cerește parte din concepte, unele prezentate de Jeff Sutherland în 2008 la câteva conferințe Money for Fanatic și Change for Free, care au, prin acele prezentări și acele concepte au început să introducă anumite modele, să oferă anumite alternative în anumite situații legate de colaborarea cu clienții. E foarte ușor să urmezi o metodologie de tip agile atâta timp cât eventual dezvolți un produs propriu. Acolo s-ar putea să fie mai ușor, pentru că nu ești foarte tare condiționat de către un anumit client în anumite privințe. Dar în momentul în care trebuie să oferi și anumite servicii care în general sunt suportate de către clienți, ar trebui să găsești acel compromis pentru a putea colabora cu acel client și pentru a putea obține maximul din ceea ce își dorește el și nu ceea ce ți-a cerut de fapt. Că, de fapt, aici ajunge toată, aici ajungem cu problema. Ei la început cer, dar cu siguranță se vor schimba pe parcurs, de fapt ei vreau altceva de-a lungul dezvoltării, încep și ei să înțeleagă ceea ce au cerut și în momentul acela o să apară acele 5 request-uri pe care trebuie să avem mare grijă. Acest model de contract l-am împărțit și ar fi împărțit în două etape distincte. A fi partea de first eye contact sau discovery contract, iar a doua parte ar fi partea de goodies și delivery contract, delivery project-ul, de fapt. În prima fază, ca și caracteristici, ar trebui să conțină o perioadă limitată, creată cu clientul, în care o parte din presupusa echipă care ar putea face parte din dezvoltarea proiectului să încerce să identifice și să realizeze acel numit product backlog prin care ei se asigură că clientul știe ce își dorește de fapt și nu numai ce a cerut să fie implementat la un moment dat. Această primă parte, în primul rând, este acoperită de un cost fix. Și prin această modalitate putem să, ca să zic așa, să convingem clientul că putem să oferim, știu eu, o mai bună informare chiar și pentru el și pentru a se asigura că ceea ce și-a dorit e într-adevăr ceea ce se poate și implementa. Bineînțeles, la finalul acestei etape clientul va decide foarte bine dacă va dori să continue colaborarea sau nu. Acesta este un bonus dat din partea noastră către un client. El se poate folosi de toată această analiză, de tot acel product backlog mai departe și eventual poate să aleagă la un moment dat un alt prestator de servicii, ca să zicem așa, fără niciun alt cost suplimentar. Partea a doua, tot în prima parte a acestui proces de discovery ar fi partea legată de cost și timeline-ul. Aici, normal, o să sar peste niște noțiuni legate de Agile Scrum.
Dar foarte important e să încercăm, în funcție de ceea ce am reușit să obținem și în urma backlog-ului creat, să venim cu un cost estimativ și să facem, să încercăm să convingem, să oferim cel mai bun preț. De multe ori nu se cunoaște acel preț și trebuie să reușim să facem o ofertă, ca să zic așa, convenabilă, să ne asigurăm cumva că ar merge mai departe cu noi. Output-ul din această fază ar fi acel product backlog, ar fi acel release plan în care am putea ști cât de cât cam ce ar însemna ca un număr de sprinturi și velocity-ul calculat, cum am spus, în funcție de tipul de proiect, dacă s-a mai lucrat sau nu, dacă o echipă a mai lucrat împreună, agile, am putea să beneficiem de un anumit history și am putea merge cu o estimare. Și modul de plată, pentru că vorbim de agile, există mai multe modalități, se poate face o plată la nivel de story points, se poate face o plată la nivel de sprint, se poate face o plată la nivel de grupuri de sprinturi, iar prin plată mă refer aici la acel retrospectiv care trebuie susținut atât cu clientul cât și de echipă, prezentând demo și validarea unor anumite funcționalități la final de, presupunem, la final de sprint. Cum am spus și mai devreme, input-ul pentru a doua fază a contractului, dacă a fost validat de către client și este acceptată acea estimare ca și un range, până la urmă, că un range relativ mult mai fidel, în sensul că ar putea fi o diferență mult mai mică. La început v-am spus că un proiect de 4 luni poate să dureze într-o lună și 12 luni. După acea primă fază de discovery, putem să discutăm probabil de un range mult mai strâns, între 4 și 5 luni. Sau ce, oricum, putem să ne asumăm și noi și am putea să facem un commitment mult mai clar și mai fidel față de client. Partea de change-uri, care trebuie din nou foarte bine pusă la pom în relația cu clientul. Cum am spus, multe companii sau mulți provider de servicii se bazează pe faptul că clienții, la un moment dat, pot să se răzgândească, în prima fază poate să ofere un cost mai mic și bazându-se pe ideea că cu siguranță vor veni change request-uri, atunci se poate obține un venit mult mai bun la un moment dat, dacă și un plan de change request-uri este foarte bine definit. Dar există și alte beneficii pe care putem să le oferim clientului printr-un contract foarte bine legat de partea de change request-uri. Și aici mă refer și fac referire la conceptele și modelele prezentate de Jeff Sutherland legate de Money for Nothing și Change for Free. Partea de change for free, de exemplu, se poate întâlni foarte ușor prin a da posibilitatea clienților să poată să se răzgândească și să-și modifice prioritățile în acel product backlog pentru a putea să-i oferim și noi acel produs final care să confere return of investment-ul maxim. Înainte, ok, era partea de contract tradițional în care totul era freeze, toate funcționalitățile, totul nu se putea face, clientul nu avea nicio autoritate să schimbe ceva în acel contract. Prin acest model, noi putem să-i dăm posibilitatea să schimbe anumite funcționalități, în schimb, trebuie să și scoatem afară din acel product backlog anumite funcționalități similare ca și complexitate. Pentru ca overall să putem să rămânem la aceeași încărcare și la același cost din partea noastră a celor care implementăm acel produs până la urmă sau acel serviciu. Aș mai spune câteva cuvinte aici, se mai poate și money for nothing. Există acest concept și cred eu că se poate foarte ușor convinge un client în momentul în care îi putem da posibilitatea ca la un moment dat, din punctul lui de vedere, prin implementarea oferită de către noi, să ajungă la acel cut-off return of investment.
care de la acel punct încolo, pentru el, indiferent ce s-ar mai putea oferi ca și funcționalitate, nu mai aduce acea valoare la care el s-a simțit foarte confortabil. Iar aici se pot crea anumite clauze, bineînțeles, nu-i nimic a bătut în cuie, este un model, fiecare companie sau fiecare client o poate aborda în mod diferit. Dar dându-i posibilitatea clientului să oprească colaborarea la un moment dat, înseamnă foarte mult. Înseamnă o libertate destul de mare. Însă ar trebui oferită și o monedă de schimb, ca să zic așa, din partea prestatorului. În general se merge pe un procent 15% și 25%, în care prestatorii de servicii pot obține în cazul în care clientul hotărăște să întrerupă colaborarea, pentru că orice altceva ce s-ar face delivery la funcționalitate n-ar mai aduce atâta valoare pentru el. Și atunci, prin aceste abordări, aceste modele, se poate câștiga încrederea clienților în încercarea de a adopta Agile, Scrum, poate chiar și Kanban sau alte metodologii similare din Agile. Iar în final, o foarte importantă parte ar fi legată de disponibilitatea clientului. Ca să putem să realizăm Agile, Scrum, este foarte important să comunicăm, să avem contactul direct cu clientul pentru anumite perioade sau anumite window-uri în care să încercăm să ne asigurăm că ceea ce construim, ceea ce dezvoltăm, este ceea ce își dorește el în acel moment. Degeaba încercăm noi să facem, putem să realizăm niște funcționalități perfecte. Dar, din punct de vedere al clientului, pentru el valorează sub acel cut-off return of investment.